Bogdan, cum ești? Nu stai departe de fotbal și vacanță. Bună ziua și sărbători fericite. Da, e o plăcere să vin aproape în fiecare an aici la Brașov să fac o mișcare cu prieteni, cu foști fotbaliști și e bine că sunt turneele acestea între sărbători și să scoatem mâncarea pe care am mâncat-o de Crăciun. Cum se anunță turneul ăsta? Mai tare decât anul trecut? S-au antrenat băieții mai bine? Nu știu, sincer, pentru că anul trecut am fost în vacanță și nu am fost la turneu, dar noi venim de plăcere aici, venim să facem mișcare și cine e cel mai bun să câștige, nu o să venim acum să ne dăm viața pe aici, să ne rupem picioarele. Sezonul de Liga a doua cum a fost pentru tine? N-a fost ce te așteptai sau ce vă așteptați? Da, a fost o primă parte destul de grea pentru noi, pentru că în vară când s-a făcut reconstrucția, cum se zice, de la zero aproape, că au mai rămas vreo 5 jucători. Toată lumea s-a așteptat să promovăm, dar uitați-vă că Liga a doua e destul de grea, nu e cum ne așteptam. Tu aveai niște bani de primit de la Mioveni, ce s-a rezolvat acolo? Știu că erau chiar în pericol de a fi depunctați. Ce se mai aude? Da, eu am avut litigiu cu cei de la Mioveni. Din ce mi-au spus cei de la FAN, mi-au spus că am câștigat litigiu, dar pe echipa pe data de 13 trebuia să-i depuncteze pe cei de la Mioveni pentru că nu mi-au făcut viramentul de bani și comisia, nu știu din ce cauză, au amânat cu încă o săptămână ca să se dea verdictul și în acea săptămână cei de la Mioveni au venit cu un ordin judecătoresc care anulează toate executările. Da, nu nici eu înțeleg, pentru că din ce știu și cu Chindia i-a depunctat, dar s-au făcut viramentul de bani. Anul trecut cu Hermannstadt la fel, le-a luat punctele și nu s-au calificat în play-off, doar la Mioveni s-a putut întâmpla asta. Acum să ne explice comisia sau cei din FRF ce se întâmplă, pentru că nu e normal, trebuia să le ia 10 puncte. Cu 10 puncte ajungeau pe locul... Da, eram 5 jucători, trebuia să-i penalizeze 10 puncte pe data de 13. Dar nu... Chiar nici noi nu știm ce s-a întâmplat, nici cei de la AFAN. Cum e să muncești și să nu-ți primești bani? Păi, ținând cont de ce s-a întâmplat anul ăsta, cred că a fost cel mai rău an de când joc fotbal, că am luat, dacă nu mă înșel, 5 salarii în tot anul. Adică în 12 luni am luat 5 salarii. Dar asta este, ce să face, trecem mai departe, mergem mai departe, jucăm fotbal. Cum e să treacă luna să știi că te duci acasă fără nimic? Păi, multă lume ne judecă că sunteți fotbaliști, că trebuie să jucați. Bun, jucăm, nu e vorba. Că jucăm mai bine, că jucăm mai rău, asta se poate întâmpla oricui, că nu oricine joacă bine meci de meci. Dar, până la urma urmei, cred că este un contract și trebuie respectat, mai ales la Mioveni, sincer, chiar și-au bătut joc de noi. Dar problema asta cu salariile neplătite e o problemă așa cu care se confruntă fotbalul românesc de foarte mulți ani. Ar trebui să gândească oamenii să vă ajute și pe noi. Da, asta cu salariile, nu știu ce s-ar putea întâmpla, pentru că e o problemă de mult timp și multe echipe s-au desființat din cauza asta. Acum, cred că cei de la FRF sau de la LPF ar trebui să se pună de acord, să facă cumva ca să nu mai fie problema asta, că nu e normal. Adică ne uităm la... Vrem să fim la fel ca și alte campionate, dar suntem cu mult sub. Bogdan, câți bani mai ai de luat de la Mioveni? Cât ar trebui să plătească? Cred că în jur de 25.000 de euro, ceva de genul mai am de luat. Și crezi că îi vei primi până la urmă? Dacă păi acum nu știu ce se va întâmpla cu ordinul. S-au suspendat până la reluările comisiilor pe data de 10 ianuarie. De atunci, de acolo, o să vedem ce se va întâmpla. Dar ce s-a întâmplat cu comisia să ne amâne când trebuia să depuncteze clar pe data de 13 și te amâna până pe data de 20 și pe data de 19 să vii cu ordin judecătoresc, eu zic că a fost ceva intenționat, adică să ne amâne ca să obțină ei ordinul acela judecătoresc. Tu cum îți planești viitorul? Ce te vezi făcând? Eu
momentan vreau să joc cât mai mult pentru că simt că pot să joc, adică nu am vă problemă nici cu kilogramele, nici cu alergatul, dar vedem ce ne va rezolva viitor. Momentan sunt la FC Argeș și sper să ne îndeplinim obiectivele aici. Momentan suntem în pragul sărbătorilor. Hai să lăsăm puțin spărele deoparte. Voi am să întreb, a venit moșul anul acesta? Da, a venit moșul, chiar a venit. La mine mai puțin, la pitic mai mult, pentru că atât timp cât ai familie și ai copii, după aceea treci pe locul 2. Copiii sunt mai importanți. Ce anume? Cu ce a venit moșul anul acesta? La mine sau la... La mine a venit cu al doilea bebe, o să vin al doilea bebe. Și la Zian a venit cu mai multe, a primit cam multe ca anul ăsta, a fost prea cu minte. La amintiri, care e cea mai puternică amintire din fotbal? Dar și în faptul că ai jucat și în cupele europene cu FCSB? Da, e... Vă dați seama că pentru mine a fost ceva foarte, foarte frumos, având în vedere la vârsta de 32 de ani, să plec de la Mioveni, să prind transfer la Steaua, mi s-a părut... Probabil ceva imposibil, care nu spera nimeni să prindă așa ceva și îmi pare bine, mă bucur că am reușit să joc la Steaua, la una din cele mai mari echipe din România și să joc în cupe. Cred că asta e cel mai plăcut în viață, să ajungi să joci în cupele europene, să te bazi la campionat, dar ați văzut și voi ce s-a întâmplat și asta este, viața merge mai departe, o luăm pas cu pas.